joc în lumea fotbalului, a murit fostul portar Martin Tudor, dublu campion național cu Steaua București la vârsta de 43 de ani. A făcut infarct. Era acasă la Reșița. Ambulanța a ajuns foarte repede la el, dar din păcate nu s-a mai putut face nimic. S-au făcut toate manevrele de resuscitare, dar s-a întâmplat o tragedie. Nu l-au mai putut salva. A murit săracul. Acum trupul lui e la spital pentru autopsie. Dumnezeu să-l ierte. Federația Română de Fotbal regretă dispariția la vârsta de 43 de ani a lui Martin Tudor, fost antrenor cu portarii la echipa națională a României. Martin Tudor a încetat din viață luni 30 martie, sincere condoleanțe familiei și celor apropiați. Martin Tudor a jucat de-a lungul carierei la Jiul Petroșani, Olimpia Satu Mare, Steaua București, Cefere Cluj și Universitatea Cluj. A adunat 184 de meciuri în prima ligă și două titluri de campion, ambele cucerite cu Steaua București în 2001 și 2005.